Prima dintre vechile locomotive cu abură ale mocăniței sibiene s-a întors acasă după 26 de ani. Este vorba de locomotiva 764.158, ultima locomotivă care a ajuns la depoul Sibiu pentru mocăniță în vremea CFR-ului, fiind transferată în anul 1992 de la depoul Târgu Mureș și a funcționat ca generator de abur pentru încălzirea vagoanelor de călători pe timpul iernii, anunță Asociația Prietenii Mocăniței. De la finalul lunii septembrie în Sibiu vor circula mai multe mașini electrice ca niciodată și asta pentru că atunci se vor livra cele 150 de autoturisme Dacia Spring, primul model electric al brandului. Pentru a primi o mașină electrică de la Dacia, sibienii s-au înscris pe liste de așteptare, iar dealerii spun că un interes atât de mare nu a fost înregistrat de la lansarea Loganului. Cel mai probabil prețul extrem de atrăgător este motivul bătăliei pentru un Spring. Spitalul Clinic de Urgență Sibiu a finalizat în această lună lucrările de modernizare desfășurate în cadrul etajului 2 ale secției clinice ATI. Valoarea totală a lucrărilor s-a ridicat la aproximativ 600.000 de lei, investiția fiind susținută cu finanțare la Consiliul Județean Sibiu, care a asigurat o pondere de circa 46% din sumele necesare, respectiv din fondurile proprii ale spitalului. Etajul a fost redeschis pentru activitatea medicală, fiind inclus în zona verde. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.